Coni și bebelușul. Se întâmplă ceva ciudat cu mama. Pe zi ce trece, tot mai grasă. Coni nu mai poate să o cuprindă cu mânuțele peste burtă. Ar trebui să mănânci mai puțin, îi spune Coni, dar mama râde. O să spun un secret, în burta mea crește un bebeluș. Lui Coni nu-i vine să creadă, ar vrea să-i pună 1000 de întrebări. Cum a ajuns bebelușul acolo? Cum o să-l cheme? Cum va ieși oare din burta mamei? Coni ar vrea ca bebelușul să doarmă în camera ei. Mamei îi place această idee, așa că privește cu atenție toate lucrurile din camera lui Coni. Pe comoda cu jucării ar putea improviza o masă de înfășat, dar unde va încăpea pătuțul? Coni nu vrea să renunțe nici la masa ei de desen, nici la magazinul de jucărie, nici la căsuța păpușilor. Atunci mamei îi vine o idee, să cumpere un pat supraetajat. Coni e foarte încântat. De acum va trebui să urce pe o scară ca să ajungă la locul ei de dormit, iar sub pat și-ar putea amenaja o ascunzătoare. Va mai trece mult timp până să vină bebelușul. Coni este din ce în ce mai nerăbdătoare. Dar dacă acolo nu crește niciun bebeluș? Mama îi dă voie lui Coni să pună mâinile pe burta ei. Acum totul e foarte clar. Acolo înăuntru mișcă ceva. Vrea să iasă afară, strigă Coni. Va mai durea puțin, răspunde mama. Apoi ea îi arată lui Coni într-o carte cum se dezvoltă bebelușul în burtica mamei. Mama și Coni se urcă în podul casei. Acolo, în cutii, sunt lucrurile lui Coni de când era însăși bebeluș. Coni se miră la vederea salopetelor micuțe. Nu-i vine să creadă că a încăput în ele. Găsește și vechiul ei titirez, dar de clovnul de pluș nu-și mai aduce aminte. Coni ascunde clovnul sub rochiță. Ia uite, mamă, fac și eu un bebe, spune ea lăsând clovnul să cadă. Mama izbucnește în râs. Coni se gândește cât de vesel va fi viața lor cu un bebeluș. În același timp este puțin teamă că mama îl va iubi doar pe bebeluș, dar mama o ia pe Coni în brațe și promite că o va iubi mereu. Coni privește curioasă în fiecare cărucior pe lângă care trece și le spune tuturor că în curând vor avea și ei un bebeluș. În sfârșit, camera lui Coni este reamenajată. Tata și unchiul Andrei montează patul supraetajat și aduc pătuțul pentru bebeluș. Mama coase la mașină o păturică. Coni vrea să pregătească și ea ceva pentru bebeluș, așa că pictează o pajiță plină de flori colorate. Mama așează tabloul deasupra comodei de înfășat, însă bebelușul se lasă așteptat. Dar deodată, mama simte că bebelușul vrea să iasă afară. Trebuie să meargă imediat la spital. Tata o sună repede pe bunica. Aceasta vine să stea cu Coni, iar tata o duce pe mama la spital cu mașina. Coni ar vrea și ea să meargă cu mama. E un pic speriată. Oare pe mama o doare tare? Ce bine că bunica a rămas acasă și se poate juca cu ea. În cele din urmă, tata le dă vestea cea bună la telefon. S-a născut bebelușul! E băiat! După amiază, bunica o duce pe Coni la spital. Acolo Coni o vede mai întâi pe mama, arată obosită și stă întinsă pe patul alb de spital. Mama o sărută pe Coni. Abia apoi Coni dă cu ochii de bebeluș. E foarte mic și are câteva firișoare aurii de păr pe cap. Coni atinge cu un deget mânuța bebelușului. Frățiorul ei cel mic o apucă de deget și îl strânge. Coni îl îndrăgește imediat. Mama și bebelușul mai rămân câteva zile în spital. Coni și tata o vizitează în fiecare zi. Coni se uită cum bebelușul suge la sânul mamei. Coni dorește să guste și ea laptele mamei. Se pare că e prea dulce. Ea preferă laptele de vacă cu care este obișnuită. Coni privește cum frățiorul ei este cântărit și înfășat. Ajuns acasă, Coni exersează pe păpușa ei schimbatul scutecelor. Ar vrea să o poată ajuta pe mama. Tata exersează și el. În cele din urmă, mama și bebelușul vin acasă. Coni este bucuroasă, fiindcă acum ea este sora cea mare. O ajută pe mama să-i facă baie la bebeluș și apoi să lungă cu cremă, dar scutecul îl schimbă doar mama sau tata. Fratele ei dă din picioare mult mai mult decât păpușa. Coni împinge mândră căruciorul, plimbându-și frățiorul împreună cu părinții. Dacă v-a plăcut clipul, dați un like și abonați-vă! Noapte bună, copii!